Cu sub 1% din sufragiile electoratului dâmbovițean, UNPR caută primar de meserie pe care să-i convertească la Progresul României. Cel care s-a apucat de căutat este senatorul Ion Toma, fost lider al grupului PSD de la Senat, actualmente uneperist. Legătura lui cu Dâmbovița este una de suflet, fiind născut în județul nostru la Bucșani. Și-a permis un reprezentant al UNPR-ului, vorba de senatorul Toma de la Olt, să vină și să viziteze câțiva primari de-ai noștri, să le spună că au o înțelegere pentru un viitor guvern cu PSD-ul. Este o minciună sfruntată. Oricum, liderul UNPR nu a dat dovadă de prea multă orientare în încercarea de convertire. Printre cei vizați a fost primărița de la Nucet, localitatea natală a președintelui PSD Dâmbovița Ion Stan. Luiza Bărboiu este PSD-ist cu state vechi, fiind la al treilea mandat și având o puternică susținere din partea liderului social-democrat. Toma i-a încercat și pe alți vechi pesediști, Sebastian Rădulescu de la Uliești, Radu Nae de la Mătăsaru și Constantin Niță de la Bucșani. Niciunul a aflat la primul mandat. Se pare că deocamdată acest raid printre pesediști nu s-a soldat cu niciun rezultat. Colegii noștri au avut un comportament adecvat și dânsul și-a primit replica necesară.